făcut de ceva vreme un haul. Practic, cred că nu am făcut niciodată un haul cu plantuțe, adică un video în care să vă arăt ce plante am mai cumpărat sau adus acasă. Nu mai țin minte să fi făcut, dar astăzi vreau să fac un video în care să vă arăt noutățile, căci între săptămâna asta și cealaltă am adus câteva noutăți în casă și vreau să vă vorbesc puțin despre ele și să vă povestesc câteva întâmplări tragice pe care le-am suferit cu câteva pe care le-am adus în casă. Ei, dacă tot v-am făcut așa, v-am arătat o frunză, încep cu alocația asta. Ce să vă spun, o minunăție. Mi-am făcut și o poză, a făcut și o frunză nouă la mine în casă, deci e superbisimă, minunată. M-a costat, dacă nu mă înșel, vreo 6 euro, pentru că venea cu tot cu ghiveci. Am cumpărat-o de la Lidl. Și v-am spus, venea cu tot cu ghiveci și e o plantă absolut minunată, deci pe mine m-a cucerit. Nervurile astea de pe frunză mi se par demențiale și când iese o frunză nouă, vedeți că nu e așa un verde intens ca verdele celălalt. Mi-a plăcut mult, mult de tot și a venit cu mine. Deci nu m-am putut abține și atât de mult s-a mirat doamna de la casă de plântuța asta și de calatea pe care am luat-o, încât în seara când le-am adus acasă, căci le-am luat în acea zi pe amândouă, le-am uitat în mașină, jos, că le-am pus jos să nu se strice, nu știu ce, să nu cadă, mă rog. Le-am uitat jos și a doua zi dimineața a dat soare în mașină și vedeți ce s-a întâmplat. Calatea a suferit, are câteva frunze arse, ia uitați-o, aici, nu sunt moarte, nu le-am tăiat, chiar și astea, mi se pare că are o frunză pătată de soare, că a fost foarte, foarte cald afară și da, așa e când se miră omul de plantele altuia, că și eu am ochi din ăștia, gen, dacă mă mir de o plantă sau asta sunt și eu, deci o înțeleg perfectamente pe doamna de la casă. Calatea pe care am luat-o e o specie de plantuță de interior foarte pretențioasă, adică dacă duci o viață liniștită și vrei să ți-o complici cu o plantuță, cumpără o calatea, că e foarte pretențioasă, nu-i place aerul, nu-i place, trebuie să fie giugiulită toată ziua, dar mie îmi plac foarte, foarte mult toate speciile de calatea, adică plantuțele astea, pentru că le vezi cum se mișcă. Deci dacă pui o cameră fixată pe o calatea într-o zi, se mișcă în fel și chip după lumină. Deci mi se pare o plantă atât de vie și acum, na, am avut și întâmplarea asta cu ea în mașină, dar vedeți că deja încep frunze noi să dea pe aici pe acolo, de chiar și în mijloc, așa că în câteva luni, dacă Dumnezeu vrea și îi place la mine în casă, că depinde și de treaba asta, o să fie o plantă foarte, foarte voluminoasă și foarte mare. Momentan trebuie să-i cumpăr un ghiveci, ăsta pe care i l-am pus, vedeți că e mititel, dar nici cu ghiveciul ăsta n-am vrut să o țin, că e urâțel. Am luat-o și pe ea de la Lidl, m-a costat 4 euro și venea fără ghiveci. Ghiveciul l-am de la Pepco de foarte multă vreme, de un an jumătate ceva de genul, dar am zis totuși să arate drăguț că o pun în zona de plântuțe de acolo. Îi punem ghiveciul ăsta, până mai merg pe la Pepco și iau un ghivecel mai mare. Din categoria ce am mai primit, un cactus, un mini palmier din ăsta de interior, ăsta de aici, mi l-a trimis mama și bineînțeles că Andy s-a ocupat să-i rupe moțul, iar un moțu și uitați-l ce frumos a dat după rupere, are rădăcină, că a stat în apă, l-a înrădăcinat ceva vreme, l-am pus momentan tot așa într-un ghiveș pe care îl aveam deja de la Pepco, urmează să-i cumpăr și lui un ghiveci, căci vedeți că și ăsta este mititel de ce are el în sine, pentru că ghiveciul este mai măricel. Dar până mai cumpăr ghiveci nou, rămâne la stadiul ăsta. Deci asta este floarea primită de luna asta, să zic așa, ca și ultima venită, practic este găsită la gunoi, că știți că mă mai ocup și cu din astea. Orice plantă văd aruncată la gunoi, vine cu mine acasă, încerc să o salvez și dacă reușesc, iupi, plantă nouă. Pe asta o țin afară și mi se pare că se cheamă spadă sau ceva de gen. O să încerc să-i caut numele, dacă știți voi numele tradițional mai pe românești, așa am scris voi în comentarii. Am păstrat bulbi, că se reproducea așa din niște bulbi care se intercalau între ei
Și am pus bulbii respectivi într-o glastră nouă cu pământ nou și ce să vezi și să nu crezi, a început să dea așa frumos și asta o să fie o plantă enormă, adică crește foarte, foarte mare și ce îmi pare mie bine că, uite, au apărut frunze noi, semn că plantei îi merge bine în noul ghiveș și am reușit să o salvez. Era o plantă enormă, de-abia o cuprindeai cu mâna, dintre care în proporție de 90% era moartă. Așa că am văzut ce era cu boboc, așa cum s-ar zice, cu un mic verde și am profitat și am zis să o salvez. Adică nu pot să las nimic, nimic. Deci asta este planta nouă și pe asta să știți că o țin în exterior, nu e de interior. Deși se acomodează foarte bine la zone foarte întunecate, genul ăsta de plantă, o poți ține într-un colț foarte întunecat al casei și merge extraordinar de bine, dar momentan o țin afară pe măsuța de cafea, aici în față unde v-am arătat eu că stau diminețile. Deci, prin urmare, astea sunt cele 4 plântuțe noi aduse în casă în luna iulie, să zic așa. Și da, sunt de neoprit, în curând o să vedeți aici ca o junglă la mine, dar nu mă pot abține, iubesc prea mult plantele, fie de interior, fie de exterior. Marea mea pasiune în viață sunt plântuțele, să văd cum se mișcă, cum cresc. Pur și simplu îmi bucură privirea și decât să folosesc alte obiecte decorative în casă, mai ales în sufragerie, unde în general ne relaxăm, mai ales iarna. Îmi place să folosesc plante, să fie viu totul. Astea fiind spuse, cam până aici videoul de azi, vă aștept în comentarii dacă se poate să lăsați poze. Dacă nu, să-mi spuneți în comentarii ce plante noi de interior ați mai adus și voi în casele voastre. V-am pupat! Adios!